15 ani de venire, în jumătate de an sau ceva cam de genul ăsta. E bine. Colegul Iorgă Dimitrașcu vă așteaptă să vă înscrieți în societatea cei care nu sunteți. Unică membri, vă așteaptă pe cei care sunteți deja membri să vă plătiți cotizația, dacă nu aveți cotizația. Cine nu a plătit cotizația, nu are dreptul la plătit. Așa? Deci, apropo. Nu, e, nu ai să vorbesc. Cred că știu și limba română. Sunt unii care cred că știu chiar să dea și doctoratul, deși ei au avut studii de, nu știu, ceva, inginerie, da? Îi vorbesc românești cum adică. Ce e așa un mare lucru? Să scrii limba română sau să stai chiar și pe examen de la serios. De domnul Constantin Sinera, care a avut aici studia trecut, dar chiar știe să scrie românește. Asta am fost, asta am celelalte lucruri. Dacă e la fel de cum și pe care îmi plinți domnile, o să ne spune invitații noștri de astăzi, care nu sunt așa mulți cum v-ați speriat dumneavoastră conform afișului, sau pe care de fiastă. Asta este, da. Ne dorim multe și îndeplinim cât ne putem. Mai departe, ne monetizat. Ora asta e tot ce s-a auzit. Să mulțumim domnul Iliu Pașu pentru faptul că în calitatea de viețare de persoană în conducerea acestei prestigioase instituții naționale ne oferă atunci când este nevoie, atunci când putem, poate chiar săptămânal, atunci când sunt alte evenimente, o facem mai rar, au fost Paștile, au fost zile cu vorbirii de rare și iată ne venim astăzi 3 de decembrie, sfârșit de aprilie, 3 de aprilie, pardon, sfârșit de aprilie cu această nouă lansare a domnului Constantin Sinera. Da, mi-a provocat un mic zâmbet Liviu Papu, vorbind de cotizații, cu adevărat, colegul nostru, Iorgă Dimitrașcu, vă așteaptă acolo, mai ales că sunt persoane care mai noi în cercul Luminii 90 și care, dacă doresc să se înscrie, completează un formular, pot plăti o cotizație acum sau cum se poate și pot deveni prieteni a acestei prime societăți culturale pe care le-a avut Iașul după 1990. Apropo de cotizație, da, e adevărat, Alivist, de când mă întâlnește cu asta, mă întreabă, sunt și eu dator la unea scrisorilor, dar mi-a făcut fel de zâmbet pe lung, așa, când am auzit că Eugen Simeon a fost dat afară din scriitorul tot din cauza cotizației. La început. Spiritele mari, ce soarte de academiciană. Da. Așa este. Distinși oaspeți, bine ați revenit. Este prima ediție, să zicem, de primăvară mai prelungită la Iași, a Clubului Joia Luminii. În perioada următoare, câte ediții vom mai avea și vom mai avea, vor fi la această oră, la ora 18, veți fi informați în timp. Poate cei care sunt interesați de activitatea editurii Julimea și a revistei scriitilor și a societății Julimea, ați putea lăsa un mail la colegul nostru ca să vă avem într-o bază de date ca să vă putem și anunța din timp. Deja săptămâna viitoare avem o distinsă doamnă profesoară de la Liceul Graved Goeleanu, care tot aici ne așteaptă să ne facă o lectură poetică din un viitor volum care va apărea la noi. Îmi place mare plăcere că suntem împreună. Îmi place să salut persoane pe care nu le-am mai văzut aici la Julimea, dar pe care le cunosc în alte contexte sociale, culturale. Să vă spun că suntem în fața unui volum, vedeți de astăzi, e foarte consistent, se cheamă Peregrinul în două milenii.
vine în proiectul domnului Constantin Simirand ca o întregire într-o trilogie a unor volume pe care și le dedică în momente, să zicem, mai mult decât autobiografice. Deși dacă citim în cărțile domnii sale dinainte, găsim destul de multă autobiografie, pentru că domnul Constantin Simirand a preferat și a făcut foarte bine că a fost așa, să treacă pe hârtie și cu această ocazie într-o memorie mai lungă, evenimente, întâmplări, mai ales personaje. Știți foarte bine că scrierile lui Constantin Simirand excelează mai ales prin dialog, prin dialog bine pus în regionalizare, în regiunea unde se petrece, așa cum și domnia sa ca vorbitor este unul dintre moldovenii cu care sună, dacă vreți, poate și pe un cream, dar ca siguranță pe moldoveană, pentru că pe el avem de bandă magnetică. Tot la editura Junimea, începuse domnia sa, o perioadă în urmă, cu aducerea minte și cu un subiect foarte interesant, l-a taclat cu pixul Tom. Anul trecut, prin vară, dacă nu mă înșel, ne-a prezentat și a oferit ultimatul carte care s-a primat Iași o lume, o corespondență străină. Aceasta a treia carte vine pe această linie, dar de precizat că dacă cele două cărți dinaintea acesteia au fost cărți în care domnia sa și-a amintit și obiectiv, dar și cu sinceritate, momentele omului politic, matematician și așa mai departe, și a relațiilor pe care le-a avut de-a lungul deceniilor și a întâmplărilor în țară și în străinătate. Și aici sunt de acest fel, dar unele dintre ele sunt parcă mai acasă. Parcă îl vedem pe domnul Simirand revenit pe dealul Galatei și privind cu serenitate, cu serenitate Iașul pe care l-a și păstorit atâta vreme. Pentru ajungerea a și inițiat o nouă colecție, Epica, este una dintre primele cărți, cred că a doua din colecția Epica, după Robert Moga, sau a treia, da, a treia din colecție. Sperăm să fie o colecție care să fie onorată de mari semnături în continuare. Și eu mă opresc aici cu primele noastre liniștilor, spunându-vă ca să nu uit că se află alături de noi colegul Gărelu Mizrașcu, care s-a ocupat și de corpul și textul acestei cărți. Avem o foarte activă colegă, îl cheamă Florentina Drăbiguța, care face tehnoredactarea acestor volume. Și că în coperta colecției și copertele colecțiilor generale și ale copertelor care apar la lumina, sunt în grija graficianului plasticianului Vasilian Doc. În rest, textul este al domnului Simirand și despre acest text ne vor vorbi în această seară domnul Adi Cristi și domnul Constantin Dran, cunoscut scriitor, cu părere de rău că noi ne-am propus să fim împreună și cu scriitorul, criticul Ion Holbar, cu obiectivitate, spunem că e după operație la urmă și chiar nu a riscat, așa cum și un foarte apropiat prieten al domnului Simirand, chișinăvanul Ion Turică, era așteptat, Ion Hatărcă, scuze, era așteptat și iată că n-a reușit astăzi să plece la Chișinău. Nu e nimic, noi îl suprimim, la un moment dat. Eu am pus în lumină. Da. 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 Noi știm că... Adică nu se lumină pentru că... să spunem, teramul de acolo și până aici e prea mare pentru a participa la această lansare. Eu am să fac prezent, domnule Simirand, de scurt, cu o carte pe care am găsit-o recent, la Sfânt Internațional la Chișinău, cu carte de sonete, care iată grafic este superbă, cu legătorie, cu copertă de carton, și care este o carte, recipie în scriptor, pentru că am scris câteva cuvinte despre ea, o carte deosebită. Nu mai citisem de mult pe Ion Hatărcă în cărțile de poezie, nu știu dacă am mai scris când a fost și el în lumea asta politică, dar asta e o carte de maturitate, e o carte care
întreabă și, și chiar. E o carte pe care, dacă o veți găsi, nu știu ce fel e distribuită la, la Iași, în țară, merită toată atenția, mai ales pentru cei care sunt preocupați de literatură. Convenisem să facem așa. Să vorbim despre cartea domnului Firad, începem cu domnul Constantin Dragă. Șeful Catedrei de Teatru Comparat, din punctul meu de vedere, un prozator excelent și un mare specialist în comentarea textului literar în proză. Cred că veți vedea lucrul acesta și vorbim să ne explicați domnului Firad. Domnul profesor. Mulțumesc frumos! Bună seara tuturor! Mai zic am urmând de ca o două studențe acasă. Eu vă vorbesc și apoi vă părăsesc părerea de rog. Am mai avut ocazia să vorbesc și să scriu despre volumele semnate de domnul Simila. Acesta de față, cum însuși mărturisește în cuvântul autorului, e un volum care încheie o trilogie de puternică romanță autobiografică. Și iarăși, în acea notă a unei autobiografii asumate, autorul, de la bun început, pe pagina aceea care se pot scrie diferite gânduri, dedicații și alte elemente paratextuale ce pot întovărăși sau nu în text, domnia sa îi mulțumește într-un mod simplu și emoționant în același timp soției sale, doamna doctor Stelusa Similat. Cartea în sine, cu titlul spus mai înainte, se scrie în mod evident și dorit sub semnul a ceea ce ungă din evul mediu încoace se numea Homo Viator. Acel Homo Viator din evul mediu avea o componentă suplimentară, poate, ținut de epoca în care era plasată sintagma respectivă, dar în mare parte și atunci și acum datele sunt aceleași pe care atât de fericit le rezuma Jacques Leblanc undeva. Că omul este mereu pe drumuri, pe pământ și în viață. Această călătorie a omului pe pământ și în viață este cu prisosință surprinsă în volumul de aminte impozant al domnului Constantin Simirat. Un volum care, acei care veți avea răcarea să-l citiți sau acei care deja ați avut plăcerea să-l parcurgeți, au descoperit sau veți descoperi că întrunește câteva dintre elementele necesare lecturii. Desigur, o lectură poate fi și foarte încurcată și foarte muitoare, cum ar fi să spunem cărțile lui Gadamer, ca un exemplu care mi este mie la îndemână și probabil că domnul profesor ar putea să spună mult mai multe decât mine din domeniul domniei sale. Sunt și cărți care se parcurg eu, sunt și cărți care se parcurg ușor, dar am citit undeva prin Umberto Eco că adevărate cărți mari se scriu ușor și se citesc ușor. Atunci, acelea sunt cărți mari, care au asemenea, să spunem, dorință din start. Deci, sub semnul lui Homo Viator, această călătorie pe multiple paliere ale domnului Simirat, își propune din start să eludeze ceea ce în alte cărți poate devenise deja pernicios. Era, vrând nevrând, acea etichetă și acea legătură greu de șters de pe o viață a celui de lângă mine, care a fost în mare parte mereu demnitar. Când ești mereu demnitar, nu te întâlnești la fel cu oamenii cum se întâlnește un om care nu e demnitar. Desigur că mai fericit e acela care nu e debitar. Acela se poate întâlni cu oameni cum vrea el, și stă cât vrea el cu edicotor și dacă se supără, îl poate și expedia mai încolo, dacă nu se teme că primește pe o vorbă de rău. Dar când ești debitar, intervin o sumedenie de misii. Ori în acest volum se încearcă această depășire a condiției ingrate de debitar. Mai spuneam că în calitatea domniei sale de autor, în această carte, probabil și în altele, noi fost eu atent și fac o paranteză. Dacă știam că nu vine Ioan Colvan, citeam cartea de două ori. Pentru că odată am citit-o pentru mine, dacă știam că nu vine el, nu citeam și pentru el. Așa eu știind că vine Colvan, întotdeauna știind că eu vorbesc des și plec, el vorbește mult care multe foi. Acum am să încerc să, de pe patru foi, să citesc și să povestesc și jumătate din ceea ce a povestit Ioan Colvan. Încercând să-l vorbesc. Restul povestește Adichist. Dar nu, da, domnule, îmi pare rău, greșește. Reîntorcându-le la Constantin Simirat, spuneam că în această carte am remarcat, dar sunt convins că și în altele este această chestiune prezentată, aceea a vechimii începuturilor sale într-o povestire. În cartea de față se spune că producții de amator aveau încă de prin 1975. Dacă facem un minim calcul, arată deja
o seriozitate a producției respective, mai înseamnă că într-o schiță din aceasta, sau proză scurtă, sau cum vreți să o numim, e povestit și momentul cu pricina. Dar mie mi-ar place mult de întreiezele, numit cu un titlu care la noi a fost intrat în desuetudine de o subproducție a folclorului nou, folclorul acela din secolul 20. În secolul 20 a apărut un gen nou de folclor, cei puțin mai în vârstă de aici, și văd o majoritate așa mai în vârstă. Știu de amintirea cu picina, specia cu picina, se chema amintire. Amintirea a fost, repet, cumva, o formă de a dilua folclorul în niște ani. Dar termenul vechi al amintirii înseamnă altceva. Deci la amintirea aceea, în sensul bun al cuvântului mă refer, amintirea pe care o discută filozofii când arată că literatura grecească antică, cel puțin, dar toată, toată literatura mare, vechi, s-a născut sub semnul amintirii. Grecii, ca și alte popoare, și mă tem că ai numai nouă celor aici de față, aveau întotdeauna o spaimă față de ceva despre care nimeni nu știe absolut nimic. Se cheamă plecarea odăla. Acea plecare mai încolo, care se dea Dumnezeu să se întâmple cât mai târziu, măcar pentru oia care au venit aici astăzi, grecii au găsit o soluție la ea. Povestește foarte frumos un filozof, Herbert Marcus. Spune că, și apoi Marcus referință la ceea ce povestește și Platon în studiul său, care se cheamă Procreația lui Frumos, episodul Pricina. În fine, ideea este că poți să scapi frica de moarte în două feluri. Lăsând ceva în urma ta. Poți lăsa ca om obișnuit, copii, case, copaci, spun românii, și alte chestiuni. Poți lăsa, dacă ești creativ, creator, poți lăsa o operă. Opera respectivă, sau urmașii, sau amândouă, îi dau omului această putere de a supraviețui. Discuția e multă, lungă pe această temă, dar ideea esențială care mă interesează de acolo este că la baza literaturii stă amintirea. Prin amintire, care poate fi directă sau indirectă, scriitorul poate apoi ficționa cât poate de mult. Când se ajunge într-un târziu la povestea care pleacă de la Leibniz, se oprește la Umberto Eco și care se cheamă a lumilor posibile, sau lumii empirice, sau lumii narrative, sau lumii, cum vreți să le mai spunem, asta e cu totul altceva. Povestirea în forma ei de proză scurtă, cum urmește domnul Constantin Sinirac, este aceea care însă definește cel mai bine literatura epică. Pentru că proza scurtă se scrie cel mai greu și cel mai ușor. Toți cred că pot să facă proze scurte pentru că au numai 2, 3, 4, 5, 6 pagini, sau câte ori avea ei. Toți nu pot să facă proză scurtă, pentru că bună, pentru că proza scurtă are niște rigori pe care nu le are romanul. Romanul e ca și cum ai porni o casă foarte mare și poți să faci urâtă, pentru că ai camere de tot felul, și e mult mai greu să faci o casă cu două camere. Aceea e frumoasă tare dacă ți iese. Dacă nu, e să vorbim. Reîntorcându-ne la povestire și la ceea ce face domnul Sinirac. În canonul ei, așa cum ne-am obișnuit cu toții, povestirea înseamnă mărturie, relatare, colportare și oralitate. Domnul Sinirac insistă pe ceva suplimentar, care există de regulă la povestire, dar care la domnia sa este chiar mai mult decât evidentă. Se cheamă intensitatea trăirii, capacitatea textului de a te emoționa. Mărturisesc că de trei ori m-am emoționat, deși îmi propusesem să nu. M-am emoționat, din fericire, singur timp, când citeam. Toate povestirile de aici, sau amintiri, sau cum vreți să le spunem, sunt puse sub semnul retrospectiv, acela care are puterea de a alina și de a mângâia. Citez, timpul purifică pământul și sufletul. E o chestie pe care l-aș pus-o și la început cărți, spre undeva. Timpul purifică pământul și sufletul. Acum câteva cuvinte despre ceea ce aș numi, dacă am să scriu un articol și probabil voi scrie, probabil va fi și titlul articolului. Canonul lui Constantin Sinirac în povestire. Canonul lui Constantin Sinirac, aici fac o normală trecere rapidă în ceea ce am să scriu vreodată, înseamnă mai întâi o relatare cât mai firească a unui episod de viață trăit, văzut, cunoscut de autor. În alte povestiri, aceste lucruri cu Sadoveal, de exemplu, în Aronguții, pot fi luate de la alții, pot fi auzite, pot fi cunoscute, pot fi la a patra mână, sunt o mulțime de variante. Aici, la domnul Sinirac, e vorba de o relatare directă. Apoi, fixarea, e mult mai suculentă, chiar savuroasă, a unui element care devine memorabil într-o dată. Dau un exemplu pentru cei care au parcurs cartea, dacă nu, să vă îndemn să știți cartea. E o poveste care prezintă o aventură a trei frați care duc la pescuit pe fruct. Elementul memorabil care se fixează final este cât costă un pește prins pe fruct. Și după socotelile care face, toți sunt matematicieni, familia Sinirac, să știu eu, după socotelile care le fac acolo în final, rezultă 1200 lei. Vorbim de o vreme când 1000 de lei era un salariu bun.
Deci dacă un pește a costat 1200 de lei și după aceea mă rog că citește de ce a costat 1200 de lei. Deci acest element memorabil apare în canonul povestirii la Constantin Simeat peste tot și are rolul său așa cum se vede. În final, toate, nu știu cum să zic, prozesc multe poftim, au fie o poantă, fie o morală învățătură, fie o provocare. Toate țin de spiritul lui Constantin Simeat, acea demnitate de la asta. Cine nu l-a cunoscut pe Constantin Simeat, știpitor, neiertător, neîncrezător mai ceva decât Toma și multe alte chestiuni de genul acesta, înseamnă că nu știe la ce mă refer. Dar bănuiesc că toți care sunteți aici știți poate mai bine ca mine la ce mă refer. Cartea din motive de ordonare cuprinde 5 compartimente. Titlurile sunt evidente și vă spun doar pe primul. Incursiuni pentru o memorie, îl parafrazez pe primul care este, i-a spus eu, incursiuni pentru o memorie afectivă și care înseamnă trimite la lumea satului Ghiren, la pârâul Ghiren, la Prut, la Botoșan care a extins, uneori și la o bucățică de Iași, dar nu foarte mult, un capitol în care e vorba de amintiri, să spunem, cu oameni. Oameni care sunt rude, oameni care sunt uneori insolitați. Sunt niște oameni foarte ciudați, urmași de vitinci, sau aparent urmași de vitinci. Vorba de un eric, cel roșu acolo. E vorba de chestiuni care pot trimite și spre rudele autorului și nu numai. O altă secțiune este aceea care, trimițând spre hățișurile democrației, face ceea ce a propus de la început, să discute fără să invoce poziția de demnitate. Dar există o schiță foarte interesantă de albite, care se cheamă Kel Flatter. Aceasta cu Kel Flatter trimite prin de vânt spre lumea aceasta înaltă, ambasadorilor, dar cu rezolvare în alt cod. A treia este o promenadă cu iste fantastice, aș spune, în sensul că întâmplările sunt lucrate. Poate e secțiunea în care Simirat, domnul Simirat, deși la autor se spune sigur Simirat, așa numesc cu domnul azi, Simirat se desparte de canonul povestirii imediate, de povestirea care vine din biografie, autobiografie, și își permite să lucreze cu anecdoticul real. Adică construiește așa cum ar fi vrut el finalurile. Exemplul cel mai bun este legat de o povestire tragică despre o fetiță care moare, e nefericit, toate morțile sunt nefericite, dar nu acolo e o tragedie. Și povestirea domnului Constantin Simirat schimbă cursul întâmplării reale. Aici, repet, deci se poate vorbi de fantezie și de alte elemente care nu sunt în povestirea clasică. Un alt compartiment este acela al amintirilor din lumea largă și ultimul, pus sub semnul lunetei unui ambasador. Toate povestirile, indiferent la care compartiment ne referim însă, au ceva care le unește, indiferent în ce capitol sunt plasate. Și acest lucru i-aș spune savoarea povestirii. E o savoare pe care îți permite să citești povestirile într-o dezordine totală, care nu te obligă să le alături pe compartimente, că nu întotdeauna acest lucru din motive strict didactice. Profesorul rămâne profesor până moare, la ce face. Dar anumite povestirile puteau să fie într-o ordine totală întâmplătoare, sau puteau să fie unite între ele ca niște piese de pază, într-un mare jurnal, un roman sau altceva. La întâmplare câteva din povestiri, lăsându-vă dumneavoastră plăcerea să vă duceți la toate. Spuneam aceea că de Bulboana Fălcicăi, din cea la care m-a referit și mai înainte și care este cu finalul acela de bar, una care este realmente, să-i spunem, de provocare culturală. Există o poveste în 1900 de nopți, care este preluată apoi de Sadoveanu în Divanul Persian și lucrează Sadoveanu cu o maestrie care ține de așa zisul misoginism. Nu știu cât de misogin a fost Sadoveanu, de ce se spune că a fost misogin. Eu nu prea cred că a fost decât așa dacă vrea să le știpuiască ca și... Dar cam gândi și domnul Simirat misogin. În sensul că Sadoveanu a scris la o vârstă mai înaintată printre cele mai frumoase versuri de dragoste din literatura română. El avea în jur de 60 de ani și Făptura cu Fricina avea mult mai puțin ani, că se colegă cu Sadoveanu. Pe Făptura aceea o chema Valeria. Versurile care le-a scris Sadoveanu au fost adunate sub semnul Tain, care este un acronim pentru Domniță Adorată Inimii Mele. În Domniță Adorată Inimii Mele, Sadoveanu, la sexagenar, scrie niște versuri de o sensibilitate rară, din care mi-amintesc acum 3 sau 4 versuri.
Tu ai intrat târziu la mine în gând, cu intră cucul rar în țintirime și cântă, nu la unul nimeni. Tu ai intrat târziu la mine în gând. Bradivire, desigur. Da? Păi, spuneam aceasta pentru că povestea aceea prelucrată de Saloveanu în Divanul Persian, neavând să convins nicio treabă cu ceea ce se întâmplă în textul din proza scurtă al lui Constantin Simirat, decât o filiație culturală a lui Simirat, în bun spirit de Moldova și de Botoșan, se cheamă Ce, mă crezi proastă? Și e o poveste foarte interesantă despre o femeie care se alege în final cu un colier și trebuia să aleagă, dar nu era proastă. Dar în povestea din 1118 și din Divanul Persian, lucrurile stau într-un mod asemănător, doar că acolo este vorba despre un uriaș care este o teantică, care este pe o plajă pustie, o femeie ascunsă într-o ladă, neștiind o marinare și oasă pe plaja aceea și că vedea ce face uriașul. Femeia îi cânta uriașului la ureche, îi muria părul, cu toată femeile bărbaților deodată, și după aceea uriașul adormea, iar femeia îi spunea marinarului, nu se poate decât o oră, atâta doarme uriașul, ce-mi dai? Și el avea un colier de perle. Colierul l-a dat, ora a trecut, uriașul s-a trezit și a văzut colierul la gâtul femeii, știind că plaja e pustie. Și vinsul a pustie. Zice, de unde ai? De pe plajă. Curios, zice uriașul, de câte ori ne oprim pe ei să la pustie, tu mai găsești eu pe e talentul femeilor. Deci asta, e chiar trebuie și tocmai interes povestea respectivă, ce mă crezi proastă. Apoi, alta iarăși la fel de provocatoare este cerșetorul. Imagine un cerșetor cosmopolit, un întreg ritual, ceremonial, timp străine, înfățișare, mutra cosmopolită, ca în final naratorul, Ădu, și v-a spus eu cu multă curiozitate la Caragiale, simt enorm și de demonstrus și de lemnune, descopere că era țigan, era rus. Deci țiganul juca o întreagă regie ca să poată face rost de bani, cred că într-un tren de mare viteză franceză. Supa Dracului. Să-și povesti cu o tonalitate tristă, logică. Supa Dracului face o analogie interesantă despre un pârâu ghiren, deci nordul țării și al Botoșanilor. Și pârâiașul de lângă noi din Iași, care putea fi tare frumos, dacă mai știu că numele merită. Se cheamă Nicolina. Și care îți trece zoată de-a lungul Nicolin, dar domnul Simirat are norocul ca și mentalitate să treci în fiecare zi acolo. Și trecând în fiecare zi pe asupra Nicolinei, se vede tot noroiul, toată mizeria, toată gâtire, toată golănia și tot ce este urât în sufletul ieșenul care aruncă Nicolina mai rău ca în supa dracului de care e vorba în satul lui Simirat Mireni, în care un anumit Ion Duhan a aruncat tot ce putea în satul acela și făcea rău. Povestea e tot în sensul tragic, dar un tragic frumos. E vorba de aceea chestiune care în teatru se cheamă tragicomic. Deci nu, de când mai degrabă comedia, tragedia sentimentală, nici cum se spune. E vorba de o fată foarte frumoasă și primele pagini, primele rânduri sunt efectiv sentimentale și scrise cu o anumită părere de rău, pe care cel care o văzut mulți ani în urmă pe frumoasa Julieta, cea mai frumoasă fată de la juridică, care le procura țigări cu farme cu ei, țigările erau scumpe și alte scumpe, dar azi oamenii mei au bani. Cui? Prietenilor care nu aveau bani, studenți. Cum știm să promită ceea ce nu dădea niciodată și nici nu arăta. Peste ani, demnitarul Simirat primește o băbuță, pochetă, păstrând ceva din vechea frumusețe și care îi cere o locație. E o poveste sentimentală asta, știți. Tot în linia aceasta, tragicul este insula rușinii, undeva în Senegal, în spațiu în care sclavele negre erau puse la îngrășat, la montă și alte chestiuni pentru a fi vândute pe bani grei. Și constatarea din final este a moralistului european. O parabolă cu osul, care se cheamă Mi-a scoat osul, deci cu toate nuanțele politice și economice de astăzi. Una despre urmașul Ierii cel Roșu, de care pomenea Ricris mai înainte. Una care mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că e în descendență a lui Caragiale. Se cheamă Machelfănii Poporul. Caragiale are o scriță care se cheamă Boborul. E vorba de mulți la Ploiești. Cintea a fost pe dumneata aici și ăla Beat Prinț se spune Boborul. La Simirat de altceva. E vorba de experiența copilului care ia contact cu ceea ce înseamnă Boborul, cu Boborul acela în variantă stalinistă. Și vă invit să o citiți pentru că aveți ce afară bun. Și închei una care mi-a amintit de Pătrășcanu. Nu știu dacă domnul Simirat a avut cu trimite intertextuală să fie trimite la Pătrășcanu. Pătrășcanu, de Pătrășcanu, când era deputat, a lăsat în volumul său de proze scurte și câteva care arăta la câte chinuri se spune un demnitar când prieteni, cunoștință, unde alegător, chiar la să trezi o șură, în
spiritul acesta, dar în filozofia lui Simirat, este schița intitulată Mare om Cinu Costică. Cin, pentru cei care nu știți, pronunțarea folclorică a cuvântului fin, provederea, pricina. Și numai fin și naș, n-ai tot să cere ceva. Și complicat. Deci Mare om Cinu Costică discută această problematică într-un stil care, repet, și care caracterizează toate povestirile lui Constantin Simirat, înseamnă o colocvialitate extindeamnă la lectură, înseamnă foarte multă morală de bună calitate, înseamnă o mare diversitate, o paletă foarte largă, deci se plimbă pe continente, se plimbă pe teritorii din țară, tipare și tipologii sociale de toate felurile, și mai cu seamă ceea ce face bine la lectură într-o vreme atât de chinuită pe care o trăim noi de bucate vreme, foarte mult umor. Ori toate acestea nu sunt decât ingrediente care, dacă ar fi puse într-o mâncare, ar face o mâncare grozavă. Dacă sunt puse într-o carte, fac o carte care merită și dă cu tot din adresul. Îl felicit ca autor și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule profesor. Vă spuneam eu la început că comparatistul deja ne-a trimis, dacă vreți să luați toată cronica vorbită în iau, de trebuie să începeți cu Iubov, după aia cu Umberto Eco, obligatoriu Saloveanu, și după aia veți avea ca de Cristi de via. Da. Mulțumim încă o dată. Vă rog, profesorul merge la ore. Asta este. Eu mă bucur să salut câteva persoane pe care eu le cunosc, deși sunt convins că foarte merită atenția noastră. Oricum, domnul Constantin Simirat este alături de soția domnului Ștale, doamna Mercy de Stella, care e acolo discretă. Ce dai la revedere? Mă bucur să le văd pe domnul profesor Gheorghe Popa de la Universitatea Cuza. Pe vremea când eram student, mi-a fost rector. Dacă îți mai aduce aminte, am avut și un conflict interesant de la Universitatea de Arte, ghidează și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru clemența de atunci, domnule profesor. Care vă mulțumesc. Eu vreau să o sărceală în Universitatea Politehnică în alături de noi. Domnul doctor Vlad Bejan s-a alăturat, bineînțeles, revenit. Domnul decan al Facultății de Filosofie, tot de la Cuza. Cu Gabriuța a fost unul dintre invitații recenți ai acestor Sergiu Lina, un frumos discurs pe cine despre tipul în care ar trebui să fim toleranți între noi, rasele și civilizațiile. S-a vorbit despre celebrul caz Charlie Hebdo, nu? Primele alea ciudate, oribile din Europa. Domnul Ziua Mihai Taba, venimist vechi și alături de domnul profesor Zbache Rocov, mă bucur că este alături de noi. Desigur, și alți prieteni, doamna Carmonovară, bine ați venit la noi, în partea de revinire Iași Române, ca și colegul nostru, Marcel Carniță, care, apropo de ce spunea Costin Petram, despre amintiri, de stilul acesta la amintirilor, aparatul de fotografie, lasă mereu fotografiile pentru amintirile. Doamna, e un profesor, Costin. Voiam să intervin, să adăugăm la cei prezenți și pe domnul director al Centralului Universitar Baleon, care și-a venit foarte mult să vină la această întâlnire, numai care este acolo, dar ne-am amenințat că joia viitoare va fi aici. În momentul doamnei profesoare Cristina Cupriano, și are iată mi s-a și vom avea atunci gazda o lectură de poezie și ne-am bucurat să fie atunci. Am vorbit de parte dintre invitați. Nu l-am uitat pe Lucian Vasiliu, din de punct, dar vreau să știți, este acolo, e regrebuitorul editurii de mine, așa, revistei Scriptor și, desigur, colaboratorul nostru. Mergem mai departe. Constantin, doamna, a propus o cheie de lectură și chiar ne-a dat câteva indicații textuale, așa, acolo, ca să vedeți, tragic, umoristic, biografic și așa mai departe. Acum să vedem dacă Ali Cristie, domnul Ali Cristie, director Casei de Cultură și scriitor al nostru, al Iași, al țării, e de aceeași opinie sau poate vei să spune altă cheie și nu mai citim niciodată Constantin Simirat.
Da, mulțumesc, de asta. O să-ți plătesc eu o lună din costă. Da, pentru prezentarea care mi-ai făcut-o. E foarte simplu, foarte ușor și în același timp foarte complicat să vorbești despre Constantin Simeon. Când era primar, vorbeam mai ușor despre el. Pentru că orice laudă era un decont serios și operat în timpul lui. Cred că sunt printre puținii vinovați care l-au învățat pe Constantin Simerat să scrie cărămizi. De ce spun lucrul acesta? După mărturia domniei sale, din cărțile care i le-am dat cu dragoste și admirație, mă refer la cele 25 de volume de peste 700 de pagini, în care eu mi-am adunat în fiecare an editorialele, mi-a spus că i-am stricat biblioteca, că i-am prăbușit rafturile și nu mai are ce să fac cu cărțile acestea. Dar iată că a început să scrie și domnia sa cărămizi. Se află la a 17-a apariție editorială. Poate că trebuie să recunoaștem, eu cu Lucian Vasiliu aparținem generației 80 de scriitori. Generația de scriitori numindu-se după anul în care ai debutat editorial. Domnul Constantin Simerat aparține generației 2000 scriitori. Deci e foarte tânăr, foarte, știu eu, încrezător în viitorul său de scriitor. Spuneam că este foarte greu și în același timp foarte ușor să vorbim despre Constantin Simerat. Dar vreau să mai fac o paranteză. La o carte sau la două cărți am scris câte o prefață. Odată eu, odată Valeriu Stancu, odată Ion Colban. Cred că și-a dat seama că este bine, ca să înțeleagă și el ceva din ceea ce scrie, să scrie singur prefața sub formă de cuvântul autorului, cum a făcut în această carte. De ce spun lucrul acesta? Eu vă invit să o citiți cu mare atenție. Toată copilăria domniei sale, cum mărturisește în acest volum, a fost bântuită de descoperirea comorilor. Și această prefață, sau acest cuvânt, cuvânt al autorului, este, de fapt, un traseu, o hartă, cu ajutorul căreia reușim să pătrundem înspre adevăratul Constantin Simerat. El, în această prefață, își alege o sumă de povestiri. Eu le-am scris aici, dar nu fac ceea ce a făcut Constantin Dram. Ca să nu spuneți că a rămas Constantin Dram în continuare să vă vorbească despre Constantin Simerat. Și din 163 de proze scurte, el și-a ales în jur de vreo 10-11 proze pe care le explică. Spune ce a vorbit el în aceste proze. Și poți astfel, chiar mi-a spus, băi, citește prefața și ai citit cartea. Bine, nu m-am lăsat ispitit să citesc doar prefața și am mai citit și încă două povesti pe deasupra. Din cele 163. Și eu vă spun că s-ar putea să ieșim în papul. Când veți citi întreaga carte, se citește foarte ușor. O povestire ocupă două sau trei pagini, unele maxim 4-5 pagini, cele mai bune. Dar ca o medie, 2-3 pagini. Ești cuprins acea sete pe care te dă o băutură bună. Bei, 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 bei. Niciodată nu se repetă. Deci în 163 de povestiri, Constantin Simerat este tot timpul altul, dar același ca autor. 163 de întâmplări. 163 de erori.
163 de deznodări. Tot timpul este proaspăt, este fresh, este nou. Nu obosește niciodată. Constantin Dram vorbea de ce înseamnă o povestire. Ajutându-o mai apoi cu acest supliment de fantezie. E bine, avem în fața noastră un scriitor care are intuiția povestirii. Dacă îl vom pune pe Constantin Simirat într-un loc fără lumină și dăm o coală de hârtie și un creier, el va scrie o povestire despre acel loc fără lumină. Dar în același timp vom vedea, așa cum vedem în povestirile, are o povestire, de exemplu, audiență. Este foarte interesantă prin tablou pe care el îl construiește, prin acea apăsătoare, un doctor renumit din oraș, aflat la bătrânețe, dând casa nepotului, nepotul dă afară din casă. Și bătrânul se pregătește să meargă la primarul Constantin Sigurat în audiență și totuși construiește fel de fel de scenarii cum să fie el cât se poate de convingător. De la felul în care își așează seara cămașa, să fie curată, cu, până la modul în care se îmbracă, modul în care merge și ajunge la primărie, e o adevărată procesiune. Autorul stă în spatele lui și îi comentează. Nu e Hâtru aici. În alte povestiri este Hâtru. Nu, aici este foarte omenos, foarte milos, foarte atent cu acest bătrân. Intrând în primărie, dă peste o nebunie totală la audiențe, cu înjurături, cu strigăte, cu populație foarte heterogenă și plină de nevoie. Și atunci bătrânul se pierde. A ajuns în fața primarului, este întrebat, de ce ai venit? Bătrânul tace. Da. Ce ai nevoie? Și o funcționară de acolo îi spune că e doctorul celebru care iată ce a pățit din cauza nepotului. Și atunci primarul întreabă, vrei la un azil de bătrâni? Și el, nu știu. Păi, că ai venit aici, îmi spui că nu știi. Și atunci funcționarea de la primărie îi spune că vrea la acela și el, domne, vreau. De ce am adus în discuție această... E o întâmplare reală. Dar felul în care o umanizează Constantin Simirat o scoate din banal. Și iată, o redă spre lectură cu acea emoție și acel sâmburet pe care Constantin Dram chiar a apreciat lucrul acesta, că se lasă și emoțional. Și de acest sâmbure crește o emoție care nu poate să te facă să rămâi indiferent. Spuneam că sunt 163 de astfel de întâmplări, de astfel de povesti. Vorbea și despre supa dracului, vorbea și despre... Facem o paranteză, ca să nu uit. Biografia lui Constantin Simirat o regăsim în această carte. Nu a spus totul, pentru că și în celelalte 14 cărți, 14 volume, Constantin Simirat vorbește despre ceea ce i s-a întâmplat lui. Despre perioada cu orașul de tabără, despre câinii care îl lătrau pe stradă, despre toate conflictele pe care el le-a avut cu orașul cât a fost primar, despre toate întrebările pe care le-a avut cât a fost în diplomație, pentru că acum, așa cum declară în prefața despre care vă vorbeam, despre acel cuvânt al autorului, de data aceasta vrea să fie omul simplu. Vrea să fie călătorul care merge, privește, este sensibilizat de ceea ce vede, și nu numai atât, vrea să ne ofere și nouă pasaje din astfel de întâmplări. Vorbim despre întâmplare, nu vorbim despre fantezie, cu toate că, trebuie să recunoaștem, în toate aceste povestiri există un înveliș al fanteziei
un îndeliș al imaginației pe care Constantin Radu o folosește sub formă de ambalaj. El ne servește frumos povestirea prin astfel de ingrediente pe care el cu siguranță că se face vinovat și râde Șoltic dintr-un ghelul său, văzând cât de frumos suntem noi impresionați de povestirile domniei sale. Eu cred că este timpul ca prozatorul Constantin Simirat să mulțumească editurii Junina. Pentru că editura Junina l-a luat în seamă. Cezar Ivănescu, care ne privește de acolo, de unde este el acum, a avut intuiția scriitorului de a descoperi în acest tip de bucălat, așa, de om care emană bunătate, a descoperit un adevărat scriitor. Un scriitor care nu poate fi, bănuit de a falsa, de a mima. E un scriitor, dacă ar fi scris poezie, Constantin Simirat ar fi făcut parte din rândul poeților damnați. A poeților care scriu ceea ce simt, scriu din durere. Nu știu dacă la prozatori putem folosi termenul de damnat. Poate Dostoievski ne-a învățat să ne imaginăm că și prozatorii pot fi damnați în scrierea lor. Constantin Simirat face parte din această categorie a scriitorului care scrie ceea ce simte, nu falsează. Nu încearcă să își îmbunătățească stilul prin fel de fel de artificii. Uitați, citiți-l și eu vă spun și putem să discutăm mai apoi ceea ce se întâmplă în scrierea lui Constantin Simirat este de fapt o apropiere a sinelui său de destinul său. Noi, parcurgându-i cărțile, ne dăm seama în ce conjunctură a evoluat, cu cine s-a întâlnit, că a stat în aceeași cameră cu Labiș, că a fost în pleiada ambasadorilor lumii, că a fost un primar pe care eu, în multele mele editoriale, îl numeam primarul veșnic al Iașului. El tot timpul a avut o prezență vie și a ars până la capăt de fiecare dată prin ceea ce a făcut. Mai supravicităm, mai îmbunătățim onorariul sau mă opresc aici? Da. Să vedem dacă nu am mai o bucură. A, să vii mai întâlnită, nu? Da. Bun. Ceea ce vreau eu să vă mai spun în încheiere este următorul lucru, destăluit, de fapt, de prozatorul din stânga mea. Intenționează să-și rescrie opera într-un alt diapazon, de această dată mult mai grav decât l-a făcut până acum. Deci, editura Junina va mai tipări încă 17 volume, de data aceasta într-o cheie mult mai optimistă, am înțeles, nu? Dacă nu te supăr. Până la o viitoare carte, eu îl fericit pe Constantin Simirat și cu siguranță că vânzările la editura Junina vor fi explozive cu acest volum. Mulțumim, Adichisti, pentru comunicare. În mare, cred că s-au suprapus cu cele mai multe Constantin Bram și... Am citit de aceeași carte. Da. Chiar și cu ale mele și să vă duc aminte, deși nu am acum un lista cărților domnului sale, dar câteva lucruri, eu l-am cunoscut pe domnul Constantin Simirat în ziar. Eram student și păi l-am scris ziar și scria primarul Constantin Simirat, a făcut, la un moment dat, a fost un reales, probabil, sper să nu greșesc, în 98, că... 96. Așa? Cred că atunci. La radio, un radio din Iași, probabil,
primarul, a doua zi după alegeri, era luni dimineața, a venit la primărie, la zeciu, cu tramvaiul și a vorbit cu oamenii din tramvai. Mie mi s-a părut părut, că eram, sigur, mai tânăr. Cum șoferul primarului. Mai târziu, când a debutat, ați auzit de la Constantin Dramu că știe de, și eu sunt convins că este așa, de manuscrise, de scrieri pe care le aveau prin 70 ceva, adică de 25 de ani deja existau. Eu sunt la fel de convins că ceea ce a adus Constantin Simirat de editurilor undeva mai târziu, nu au fost scrise acolo în câteva nostru, ci cu adevărat au istoria lor. Dar, cu siguranță, domnia sa își aduce aminte de lansarea aceea în care Emilio Dracu a făcut lansarea prin telefon la Botoșani. Nu, aici, iartă-mă că te rog, dar e bine să punctăm. Da, Constantin Simirat mărturisește, înainte de a apare în Golo, el făcea cenacul acasă, cu familia. Și aduna familia și le citea povestioare. Și când vedea că oamenii suferă, schimba finalul. Era și bun la suflet. De aceea lansare, că Emilio Dragnea a vorbit prin telefon și s-a pus telefonul la microfonul din prezidiu și Emilio Dragnea, la audiență la Emilio, la părintele la Folierom, a făcut considerații de lui prin telefon pentru că n-a putut să fie prezent prin la Botoșani la o manifestare. Și multe aș putea să vă mai spun, pentru că încet, încet, apărând la junimea de prin 2003-2004, cărți în 2000 sale, 2003, deja era ambasador pe vremea aceea, dar cărțile veneau redactate de din străinătate și cu nimeni s-a ocupat de ele. Am avut ocazii deosebite și sunt printre cei care aș putea să spun că am citit cam toate cărțile din universitate. Cred că stopa bună e culpa mea. Încât citind și cartea de față, eu având filiațiuni din acestea, o subiectivă, obiectivă, dacă vreți, și cu lumea latino-americană, am găsit niște povestiri de, atât de bine scrise și deloc reinventate, pentru că am întâlnit și eu da, acele, în spiritul acesta al latino-americanului, în cupa negră, în mexicanul, și așa mai departe, și cu aia era de o mare plăcere. Dar, ca să nu mai mergem noi mai departe, să întrebăm pe domnul Constantin Simirat dacă acest element din două milenii care încheie o trilogie va continua să o facă tetralogie, pentalogie sau va mai începe trilogie? Pe un alt palier, aici vorbeam din autobiografism destul de pregnant, explicit, și ca debitar, și ca om de carte, și ca om de casă, sau om de zi cu zi, încât, domnule profesor, din așa că și câteva gânduri despre rolul de față. Mulțumesc, mai întâi. Doresc să mulțumesc tuturor celor prezente aici, care așa de răsăvită cu serii, să vă pot spune câteva cuvinte despre ultima carte. După cum ați văzut, am distribuit cartea gratuit, pentru că, de data aceasta, cartea a apărut în cadrul unui program și nu am plătit nimic pentru apariția ei. Deci, ar fi necinstit, nedrept, să încep să mă încăpușez cu veniștorile de la această carte. Sper că n-ați cumpărat niciunul. Am adus pentru toată lumea. Eu am cumpărat. Deci, de asta am distribuit cartea. Știam că nu va fi veni foarte mult și atunci nu era un efort deosebit să dăm această carte tuturor celor prezenți. Bine, s-a vorbit foarte mult de către cei doi prezentatori despre carte. Sigur, fiecare cu fanteziile lui, ferească Dumnezeu de critic și literar,
că nu mi-au și spune, o iau pe arătură și nu mai termină repetând aceleași lucruri în luna, știți? Din fericire, cei doi critici sunt doi critici redutabili și n-au căzut în această, să spun, în acest păcat, ca să înceapă să comenteze cartea în stilul caracteristic lui George Călinescu sau apărat, dar oricum, măcar la nivelul dobrogeanu ieri, cu siguranță că s-a făcut o prezentare simpatică. Eu sunt dator să vă spun că începutul rădinei literare se datorează unei sobe de petrol pe care am luat-o acasă și era un fric foarte, foarte mare. Stăteam sub plapumă toată ziua și tot tremuram. M-am enervat, am luat o sobă de asta cu petrol, am scos un burlan pijan și dintr-o dată m-am trezit că în casă este o căldură plăcută și eu n-am ce face. Și atunci m-am așezat la birou și am spus să scriu literatură sanizat, literatură disertare pentru copii, pentru familie. Și, bineînțeles, în lucrul ăsta am făcut. Aveam o plăcere deosebită să fac lucrul ăsta, să scriu și citeam la copii și nu la alții, copii și la soții, citeam producția literară. Sigur, era păstrat secret, pentru că m-a fi spândurat și așa să vedea ce scriu. Și copiii, uneori, datorită faptului că finalurile erau cam triste, începeau să plângă, să facă scandal și imediat mă apucam să modific finalul, unde principalul personal era căsătit, îl ridicam de acolo și îl lăsam, să spunem, pe scăunel, sub fiinte. Așa încât literatura pe care am scris-o nici într-un caz nu am crezut că va fi vreodată citită de vreun specialist. A rămas așa cum am scris-o. A venit problema cu Revoluția de 99, dacă s-o fi fost Revoluție sau nu. Și ajungând primar, eram la dispoziția tuturor cetățenilor din Iași. Eram un servitor foarte mult stăpân. Când cineva îmi dădea un telefon, începea, domnul primar, m-am votat. Dintr-o dată nu mai eram eu șef. Eu eram cel care trebuia să-i mulțumesc. E bun. Și omul spunea păcatele lui. Dar acest lucru, fiind zilnic, mă oprima. Și în același timp îngrădea posibilitatea de a fi eu însumi. Trebuia să procedez așa cum trebuia să fie, să procedeze un primar și nu cum vroia o anumită persoană să procedeze în rezolvarea unei probleme. Trebuie să mă încadrez într-un far al legilor și uneori era foarte dificil, pentru că problemele erau extrem de încurcate și nici nu eram un expert să le pot rezolva în 2 timp și 3 mișcări. Și atunci mi-a venit ideea să scriu ceva, să mă relaxez, să scriu ceva în care eu să fiu boierul, să-l port prin poveste pe personajul pe care mi l-am creat, eu să-l înlădu și eu să-l dau oxigen atunci când are nevoie și în felul acesta mă puneam într-o postură de demiurg. Făceam și vreau cu el. Lucrul ăsta mă relaxa și poate că mai și tempera, să spunem, puterea aceasta de a reacționa, sau mai greu spus, tendința de a reacționa cumva în mod, să spunem, incorrect față de solicitanțe. Sigur că solicitanțe nu totdeauna erau corecți.
Și bineînțeles că lucrul ăsta deranja. Deranja că, de pildă, intrau doi în biroul meu și îi fac dreptul să le dau la fost revoluționari, să le dau un hectar de pământ în Bucium, să le dau un spațiu comercial, să le dau eu, la doamna Ilene și cu primul revoluționar care e cel șef. Sigur. Și e că îi fac greva foamei din urmă. Vă dați seama, deși postură era, ei m-au pus, ei m-au pus. Deci postură era și cât ei trebuia să spor. Deci lucrul ăsta m-a determinat să am, pentru că erau trei cotidieni, pentru că am făcut o licitație. Am scris o tabletă, au publicat toate cele trei cotidiene, și după aceea am scos la licitație. Și ei nu știu că ca să-i fac construcția, să-i fac să produc semnalul tabletă. I-am chemat doar trei redactori șef și am văzut că tot urcau prețurile, nu să aibă prețurile. Îmi iau toți trei câștigători și îmi dați toți trei sumă cuvenită. Deci, în felul acesta, am început să scriu tablete, care, evident că multe din ele au un substrat real, cu un sâmbure de realitate, dar avea și foarte multă fantezie. Scriam cu mare ușurință și numai de prama nouă a acestui de ani. De asta îi mulțumesc foarte mult soții mele, că avea răbdare să corecteze, mai puneam și secretarele să le corecteze acolo unde era nevoie să-l bată la mașină. Dar n-avem răbdare să citesc povestirile acestea și să am luat cam în jur de o oră o povestire. Și eram așa de ocupat încât când puneam hârtie în față și aveam terenul în mână, nu aveam capac de ce ar să iasă la sfârșitul orei. În felul ăsta am scris și primele tablete au avut un succes foarte mare, pentru că foarte mulți vedeau în aceste tablete. Îmi dădeau telefon. Nu e așa că ăla este tare. De unde? De departe. Dar era atât de tehnologie în lumea aceasta ieșeană, încât că nu aș fi scris în imerea pe unul s-o pune. De aceea n-a fost chiar așa de greu. După aceea a început să le elaborez aceste tablete, când avea ceva mai multă experiență în ale scrisului. Primele cărți au apărut la Polirom, trecut 3 volume sau 4, a venit după aceea Cezare Băneasu la editura Junimea și, bineînțeles, că Buricaru și alții au sfătuit să mulțumească în lumea scriitorilor că vă fac și în volume numai finite. Eu nu prea voiam. Dar, nu de asta, dar mă gândeam că îmi spusesc și Cornel Ștefănaie. Nu-mi dau seama în ce e spar, mă fac, dacă e în lumea scriitorilor. Și, la noi, chiar așa era. Adică, în lumea scriitorilor, în stup, dar nu de alinii, ci de vieste. Și cred că ați remarcat și dumneavoastră cei care lucrați în acest domeniu. Nu știu, probabil că sunt toți deștepți. Și toți sunt strălușiți și dacă alungi copiatul, care în cap, la un foarte deștept scriitor. Dar plăcerea scrisului a venit cu timpul. Cezare Băneasu a fost cel care, mă rog, m-a încurajat să public și literatura de certar. Am scris eu acolo Cordura Gipsos, un roman, și l-a citit, că era manuscris, l-a citit foarte mult cărdare și chiar pentru foarte mult și mi-a spus că
Deci așa am început viața de, să spunem, scriitor. Au venit după aceea momente în care timp la dispoziție am avut ceva mai mult. A fost momentul Cuba. Acolo am cunoscut foarte multe lume de diverse calibre. Și acolo, practic, am avut o susținere epuizabilă de subiecte. Chiar o carte care se cheamă Iguana Neagră, luasem de la cineva o iguană și am pus o steagă de praf. Nu era ca în fior, vânzător o casă la vânzul, postez cu ferii și era o ferii de vieță și o pus o neagră. Acolo spune, doamne, iguană neagră și de mai mult. Deci o să vă scad prietul. Și bine, hai că eu așa de neagră. A venit la mine, m-am pus în, în reședință acolo, vine ambasadorul Cehii. Deci cum se întâmplă că sunt toată neagră? Mai era ară, nu găsesc. Și cum eu așa că și unul ne-am găsit, și tu și el caută. Băi, erau, dar nu era niciuna neagră. Și tot așa mă bătea la cap. La un moment dat îmi dă telefon, zici, poți să-mi vezi să văd la tine zată Iguana Neagră? Și ăla zic, hai, nu s-o știu, nu e greață de tine. Deci, nu, e tot neagră. Bine, el știi, și oameni sunt văd pe roadă, zic, știi și lui, nată. El s-o cadou de la mine, s-o fost fericit cu Iguana Neagră. Deci, foarte multe, foarte multe povești de astea care au un substrat real, dar comice. Să nu, nu, nu spun. Sau un cubanez care căuta comoară, că avea el deasupra ușului, era o cățică de oglindă și într-o zi o lumină în fața caselor lui 12. L-am purtat pe la costă toate grădina. Când a spus că, doamne, poate erau pișoare. Sunt amuzamente scris, dar eu le-am trăit și le-am uit cu mare plăcere cu căutătorul acesta în comun. Deci, am, după cum știți, am avut o aventură pe, în unele spitale și când am ieșit de acolo, aproape sănător, am zis, hai să scriu totuși câteva cuvinte și despre viața mea. Atâtea lucruri care le-am trăit și n-am scris nimic. Să scriu, era într-o perioadă destul de dificilă și am scris atunci aducerea mintei, cum aveam nevoie de un stimulent care să toarne puțin gaz pe foc atunci când scriam, am introdus acest artificiu la tactare cu pixul Toma. Toma și Toma Negri de Jos. Și am scris aceste amintiri. Sigur că n-am reușit să acopăr toată area de, de întâmplări pe care... În afară de asta, nici nu aveam răbdare să umblu prin documente, să caut documente, să încerc să mă documentez, să fac o lucrare elaborată foarte bine. N-am prea fost mulțumită pentru că n-am spus tot ce aveam de spus. Și într-o zi, mergând în garaj, văzând un, am acolo foarte multe dosare la care n-am mai lucrat, le pune praful pe ele, am luat un dosar, am lucrat și-l deschis la întâmplare. Și când deschid acolo, văd o scrisoare de la Patriarhul Constantinopolului. O scrisoare extrem de frumoasă. Cu traducerea românește. Dar eu am așa scrisori și sunt aici în garaj, sub praf. Patriarhul Constantinopolului este o personalitate extraordinară. Și atunci
atunci am început, zic, mai bine să fac o colecție cu scrisori importante pe care le-am avut, le-am primit ca primar. Și am început să fac și am spus Iașul în lume, corespondență selectivă. Am scris următoarea carte, cu caracter biografic, autobiografic. Am găsit o mulțime de scrisori, până și la Helmut Kohl, de la patriarhul nostru, de la patriarhul Greciei, de la o mulțime de prelați, de așa Atena Gora, arhiepiscopul din toată America Latină, a ortodoxiei său, bisericii ortodoxe din America Latină. O mulțime de scrisori de tipul ăsta, dar și scrisori de la unii primari. Am dat și câteva exemple. De pildă, eram eu Rosite și Alain Juppé, voia să fie ales președintele acestei asociații. Și era o corespondență în care mă ruga să-l susțin. Și am dat un model de ăsta, cum m-a rugat, cum mi-a răspuns, cum... Pentru că l-am plăcat așa spre corespondență. Foarte multe orașe, foarte mulți primari în marilor orașe, în Sian, chiar la Kathmandu, s-a întâmplat acum în orășirea asta de la primarul de acolo, ne-am întâlnit în China, am o scrumieră din Onyx, încrustat niște flori foarte frumoase din lame. Din Nepal. Deci, toată corespondența asta am prins-o într-un volum. Defectul este că eu căutam în bibliotecă, pe lume ajungeam tot scumul de scaun. Deci, este de la scaunul sus, n-am mai controlat, ca să spun că doamne, am scos toate scrisurile. Am dat volumul de volum, așa. Și apoi, acest volum, deci, a început cu o trilogie, deci prima dată, deci o autobiografie clasică, formată de povestiri cu un caracter profund autobiografic. În toate povestirile astea sunt prezente. Nu-i, să spunem, o ficțiune. Sigur că poate considera o ficțiune, cum menționat și părtică dramă, Bogoana Floricica, o fetiță românescă după noroc, care s-a înnecat. Mă rog, Bogoana de încurt. Și se spunea că eu n-am prins povestea, adică povestită, și se spunea că fetița aia în țara de mire, la 12 noapte, iese îmbrăcată în mireasă. Cum eu eram gata să fiu mire, aveam 11 ani. Sigur că în noaptea de mire mă așezeam și așteptam să iasă mireasa, evident, mire era gata din sărată. Dar era trăită această poveste, nu era o poveste, credeam în poveste. Și în comori. În comori credeam, când eram copil, eram veșnic, după ce am știut că Tom Savar și acum de rechid, credeam în comori și bineînțeles că eram un mare amator să descoperi. Sunt, bineînțeles, povestiri de tot felul, dar defectul la carte volumul 2 este că nu am tradus scrisorile primite. Am mizat pe cunoștințele scrisorului. Am tradus doar din grecești corespondența, adică scrisoare de la Patriarhul Constantinopolului, de la Patriarhul Greciei, de la cei care, sigur, nu pot fi traduși decât român, decât foarte puțin, de limba greacă, nu spus că nu puțin. Și, sigur că astea sunt defect al cărții. La această carte,
este, să spunem, un salt care ar trebui împărțit pe două, să spunem, în două salturi. Ar trebui prima dată, deci, amintiri din cele mai vechi timpuri ale mele și până la o anumită etapă, după aceea, călător prin lume, deci în Egipt, prin Grecia, Italia, și Cuba, unde am fost ambasador, asta ar trebui probabil pusă în alt volum, cu alt specific. Sigur că întâmplările nu sunt grozave, dar emoționează. De pildă, în Egipt, m-a întrebat un coleg ce te impresionat și mai mult în Egipt. Așa m-am gândit, cel mai mult m-a impresionat când urcam în piramida Cheops, era scări pentru urcare și coborâre și foarte îngustii pentru urcare și pentru coborâre, despărțite cu un gâtluț. Și pe o parte coborâre, pe o parte urcare. Și când urcam, într-o poziție incomodă și o căldură insuportabilă. Și pentru cei care urcau și pentru cei care coborâre. Și s-au oprit cele două șiruri. Cei care coborau și cei care eu urcam și ceilalți coborau. Și lângă mine a coborât o fetiță, o fată. O student, nu știu ce. Și am stat de vorbă, încă la tot ce văzut sus. Ea era deja mai cultă decât mine. Ai întrebat ce se dă? Și am vorbit una alta cu tata aceea, de unde ești, ce-i cu mine. Și la plecare, dau să plec. Și fetița aceea îmi pune mâna pe cap. Îmi dau cu capul de tavan. Și asta a fost cel mai impresionant gest, adică lucru pe care l-am văzut cu mine. Adică o doamnă, o domnișoară, nu știu ce era, care, deși nici până atunci n-am întâlnit, după aceea n-am să mai văd, nici în cea, totuși s-a gândit să fac un bine un lucru. Un lucru extraordinar. Deci, toate poveștile astea nu au nimic spectaculos în ele, dar, așa cum am mai spus, eu vizez pe un lucru. Și anume, este ușor. Citesc o tabletă, două, trei, nu-ți plac, oricum eu fac să-i terminăția. Dacă cumva te atrage, prin ce citesc mai departe. Dar părerea mea este că literatura romane, asta am avut experiență de o corespondență de o corespondență cu două fete pe internet. Spune, tu ce mai faci? De la telefon, citesc Bordura de Egipto de Constantin Semirat. Și îți place, nu știu dacă am să o mai termin. Deci, dintr-o dată, e clară treaba, a citit în ziua noastră o carte, este un adevărat eroism. Pentru că toate informațiile vin, grup, și dacă nu e Lodea, e aia altă maița cu Mărioara, așa, e favorabil, și toată ziua este emoționat dacă e Zboranca, va ocupa fete sau nu. Asta e realitate. Bun. În 95 februarie sunt o listă la Chișinău, la următarea lui Nicolae Costin, fost primul. Da. Și ați avut un cuvânt memorabil acolo și ați amintit și din el, când ziceam și dacă ați scris și despre acele de mai. Nu. Am scris despre atâtea lucruri, n-am scris încât... dar nici nu mă mai gândesc. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Cred că omul tot are de spus. Problema este cine îl ascultă. De spus are fiecare de spus ceva și fiecare crede că ce își spune el este valoros. Dacă veniți de la rugime, veți vedea aceste mâini puse la cap, cu părintii foarte frumoase. Ce spune acolo?
Nu știu, dar în orice caz, asuma se scrie foarte mult și, dacă vreți să știți, să citesc poeți întâi, scriitori întâi, și cam atât. Foarte, sigur că sunt și... Și așa de pe doar. Nu. Dar e critici mea asta. Dar nu-i critici, nu-s critici cât de vorbesc. El scrie așa de mult încât mă descurajează să citesc. Să mă duc și-l dă două cărămizi așa. Ai vrea de vreodată? Mă uit la el, dar nu, nici nu am plus, dar acum nici răbdare, este și vârsta. Și în afară de asta, eu cred că mă uit la tine, amintirile scrieți cât nu se bagă domnul Alzheimer prin fier, știți? Că pe urmă o să vedeți, că nu o să vă amintiți dacă tu ai abordat-o pe ea sau ea tu a abordat pe tine. Atunci pot să gașez povestea. Nu, nu, niciodată. Deci, am dorit toată viața să scriu o literatură elaborată. Eu fiind matematician, sigur că sâmbătă duminică am adus la bibliotecă, la seminarul matematic Alexandru Miră, și acolo mă duc mental, vedem, e bine, e rău, sincer. Și așa se scria, o lucrărică din 10-12 pagini și eram așa de fericit, mult mai fericit decât în meserie de primar. Îți făcea o muncă de altă calitate. Documentarea era, să spunem, o plăcere. Nu este ceva lucru. Dar n-am. Să văd aici pe domnul Mirean, un om de o calitate extraordinară. Aș spune, am avut noroc să-l am viceprimar 4 ani, nemaipomenit. Viața pe care am dus-o atunci a fost o viață ușoară, o viață frumoasă. Am vrut să vină și domnul Nicola Popa. Din păcate, a plecat cu bursă în Japonia și n-am mai putut să rămân la consilier la primărie. Deci, am cunoscut niște oameni minunați în viața mea, dar am cunoscut și altfel, oameni pe care nici nu vreau să-i mai pomenesc. Domnul Leopold a avut un merit deosebit în inițierea statuii Monumentul Unirii, care l-am refăcut după o statuie dată de Olga Sturza în 1923. Domnia sa s-a zbătut și cel care a promis finanțarea la statuie, la un moment dat, să nu pot toată în bronz. Deci, am vorbit cu domnul profesor, zice, nu, las, luăm finanțarea integrală pe primărie și o facem din marmură, așa cum a fost. Deci, ideea acestei statui aparține domnului Leopold. Dar ideile bune, aș spune că le țin minte pe toate. Cele rele, nu le țin minte absolut. Și domnul decan Sălceanu, care a fost în tovarăș, unde lucru în tovarăș, un prieten, care m-a simțit bine absolut tot timpul în prezența lui. M-a fost domnul rector Petrică. Era, așa a zis, un partid al Mălurilor, unde erau, cred, câteva sute de profesori universitari. Decan, nu mai spun la medicină, domnul Stanciu, domnul Branca, domnul care toți era foarte bun. Asta am vrut să vă spun. Nu știu dacă o să placă la toată lumea cei ce iau, dar mă duc de ei că aveam dat capea degeaba. Măcar pentru o semnătură. Măcar două, trei din ele sunteți obligați să le ieși. Da, dați exemplu. Doamna Olava, care am corectat să știți că nu știu să lucrez cu Facebook. Nu, dar când văd acolo că e negru... Să corectați la privat, o să vă
Când mă uit acolo pe Facebook, nu ne cred că stric campator, nu mai știu să se întâlnească. Deci, la o anumită adresă, trimiți milioane de mesaje. Atunci e paralizat, nu mai știi ce faci. Așa că și eu paralizat și eu nu știu ce faci. Sau 3-4 pagini nu se termină. Atunci eu dau bilet toate bilet la cor. Acum o fi și bun, îmi pare rău că unii corespondenți sunt din străinătate, da? N-am ce face, adică să iei fiecare, să vezi cine știu. De asta nu e impolitețe. Mai, să da, mai îmi miră să răspund la ce spune. Înainte de a zis că vinți când îi mai trimite deodată și pe multe. Bun, eu vă mulțumesc că ați participat la această întâlnire. La jumimea, deci, vânzări zero. Eu vânzări toate cărțile, nu am... Dacă vezi cineva care nu are carte, mai zic, dar luați de acolo urmă. Da, da, ați profitat de ocazie. Și eu să vă iau... Carte epigrafie, autograful costă. Treceți la domnul... Asemnături de întrebare, ca să... Și... Eu, în numele jurului, spun mulțumesc domnului Siberat că a ales opera sa literară cea mai mare parte, ei nu au învățat să se îi aparțină de vreitului lui. Ei mi-au uitat să mulțumesc. Tu care te-ai străduit atât de mult și ești domnul Lucian Bărbuie, da, sunt pe el. Da, da. Și mulțumesc și celor prezenți. Eu le mulțumesc foarte mult că mi-am băgat cartea în program și bineînțeles că în felul ăsta n-am mai avut probleme, dar până acum...